Fine, pentru că ne ești drag. Așa. Iura, să te rog frumos, strângi foița aceea, bun? Întâmplător, ochi ca jos. Dar și câte și frumos. Hop. Așa. Baby! Dar și cântă, măcar și cântă. Nu m-a chemat nicăieri ăștia din engleze. Baby! Hey! Baby, de mult am fost. Am urat, nu mai sunt baby, am fost lady, lady în chiu. Băi, oameni buni, încă o lecțic, încă două zile promit. Uitați, încă două zile și gata. Puteți să respirați, puteți să vă duceți la baie liniștiți. Sincer să vă spun, îți plin, măi, și voi, bineînțeles, ca și mie, suntem dolduri de sărbători. Și pe stil vechi, și pe stil nou. L-am tăiat pe Igoraș, am făcut și covârleancă, și cârnați de sânge, și bitocchi, și cighiriș. Așa-i, așa-i, când în sărbătorile, dragii mei, noi întotdeauna mâncăm bine, plotno, așa, ca să avem încă pe o vară înainte să nu mai mâncăm carne de pianului, carne de porc, am vrut de carne de președinte, dar, Doamne, gata, gurița mea nu mai e bine înainte. Promit, dragii mei, încă două zile, mai rămas încă mâine, 13, o să îmblăm cu capra, cu țap, cu monița, cu everița. Și cu Iura, deși nu? Iurica, îți vii să mă, eu am un pavadoc. Să mergem pe mahal, știi câți bani să facem? La mine, la Negurin, dau numai din ăștia, numai lei de unu. Ei, înșoptește ca din cască că îi lesă, dragi telespectatori, hai să învățăm să vorbim românești, pentru că ne umăresc și frații noștri români. Deși îmblu iarna în sandale, dar în casa mea, dragii mei, îmblu și vreau eu, dar când ies la viceu, la mine viceu e afară, mă încalc, bineînțeles, când de-astea în pâsli, sau chirzi, cum așa, faci niște ogheli, să vezi minte, așa să-mi minte șaneu, așa și bunelul și tata, punem așa niște de astea, hop, 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 niște ogheli puturoase, dar puțău de doamne, verește. Dar, în schimb, iată mă, i-o dat și un fel de râs, ca și cum e de glumă, așa-i? Bravo, producătoarea din ziua de astăzi la mine are inspirații și Iana, te-a bătut în cap o mătu și faci. Oh. Am să vă arăt, promit că într-o emisiune Mihail, of, domnul cameraman, urmărește-mă, te rog. Numai nu pe la spate. Ia ca aici și las că mă uit eu, las. Hai, nu chiar. Ia câte o vedeți. Oh, gata, hai că e la mine dezbracată, că e cald. Acolo la mine e lijanca, știți? Da, măcă câte o leacă să arăt și eu. Măi, dar și stil frumoasă sunt astăzi. Da, așa e o femeie. Chiar dacă e sărbătoare, chiar dacă nu e sărbătoare, este și frumoasă, cochetă și, bineînțeles, bine dispusă. Ca și cine? Normal, ca și cu mătra mea. Deci, cu mătra mea era Isa Buhnă, unicul suflet viu în Moldova, din neamurile mele, o fost la Glodieni, numai cu gândul, că o fost la Chirca, la ea. Bineînțeles că o pregătit, dragii mei, o pregătit o bârfă adevărată, din fundul galbenii, da, fund, aici este Setuc, din Republica Moldova, și dintr-un alt stat, Malcoș, așa că haideți să vedem o bârfă frumoasă, bai Raisa Buc, frumoasă ca și dânsa, s-a făcut și breton. Haideți, dragii mei, în această zi frumoasă, da, ăsta! Eu mă uit în camera 3. Nu uitați, suntem live și pe pagina de Facebook, Dora Show. Distribuim să ne vadă toată lumea și toată bârfa zilei. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. De sărbători, tot mai mulți moldoveni stabiliți cu traiul peste hotare se implică în caritate. Este și cazul Anei Stepanovici, care a mobilizat diaspora din Germania să ajute câteva familii nevoiașe de la noi din țară. Actorul Emilian Crețu a împărțit daruri alături de echipa care a pus la cale acest act de binefacere. Suntem în satul Malcoci, la familia doamnei Elena. Dar unde sunt restul copiilor? And since we've no place okay. to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping.
O familie cu 8 copii din satul Fundul Galbenei au primit hăinuțe și daruri, însă cel mai frumos cadou dintre toate trebuie să apară pe lume în curând. Femeia care încearcă din răsputeri să aibă grijă de cei 8 copii este însărcinată. Dragii mei, suntem în ograda familiei Negru, o familie frumoasă, care din păcate nu au o viață la fel de frumoasă pe care o avem și noi. Mă refer aici la oamenii care își pot permite să ajute alte familii și bineînțeles că o să-i oferim cuvânt mamei care este însărcinată și vrea să vă mulțumesc pentru tot efortul pe care l-ați făcut voi cei plecați de peste hotare. Bună ziua și vă felicităm cu sărbătorile de Crăciun și vă mulțumim celor de peste hotare că nu uitați de casa părintească. O altă familie numeroasă care a avut parte de nenumărate surprize este din satul Malcoci. Suntem în satul Malcoci, familia Puiu și Mihaela știe o urătură pentru noi, da? Hai, spune. Asta a fost bârfa zilei. Nu uitați că viața este ca un bumerang. Bine faci, bine ajungi, vorba cântecului. Grăbește-te să faci un bine, îndură-te să faci un bine, căci răul vine de la sine, în primul rând lovește în tine. Iar acum un mare salut și un mare mulțumesc tuturor celor plecați peste hotare. Vă mulțumesc tare mult că sunteți foarte activi și chiar dacă sunteți plecați departe, prin Germania, Africa, Italia, Vengria, pe unde mai sunteți duși, nu uitați de casa părintească și nu uitați de acest petic de pământ și mai ales de familie nevoiașă, că vreau să recunosc și toată țara știe că țara noastră este plină cu oameni cu sărășii. Dar suntem sărași nu numai financiar, dar suntem sărași și aici. Așa că vă mulțumesc, vă pup. Lungu. Am scurtez la mulți zile, te rog eu frumușel. Hai, mi-a venit, ia că mi-a venit vecinul. Of, dar, alio. Dragii mei telespectatori, l-am văzut și... Dar și mă închic astăzi, stăt, șerci... S-a lărgit gaura, așa e viața. Vreau să vă zic că l-am văzut pe Aista, cum îl cheamă? Aista... De la Negurieni, de-a lui Ion Hulpea. Milean Crețu, Emil de Custil, să nu zic alt cuvânt. L-am văzut și el pe acolo. Și apropo, ne-o ciripit o oșoară, că rândunelii s-au dus în țările calde, că el, apropo, e născut într-o zi cu mine. Măi, 5 ianuarie s-a născută numai eu. Eu ștăt neamul eu. Și bineînțeles că am trimis-o pe Adriana Vasilcov, căprioara... Dora Show, să vadă ce se întâmplă la acel eveniment ca și cum mondien și bineînțeles să pescuiască, să arunci așa la râmă niște ținute cu stil sau niște ținute mai puțin inspirate. Dragii mei, haideți să vedem cum o sărbătorit cel mai nebun om din țară, Emilian Crețu, eveniment. Crețu adoră distracțiile, iar de ziua lui nu s-a putut lipsi de o petrecere grandioasă. Au curs râuri de șampanie, iar invitații aleși pe sprânceană au dansat pe tonul celor de la 7 clase. Spuneți-mi, vă rog frumos, voi în această seară ați cântat pentru Emilian sau pentru Dora Show? Sigur că noi nimeni nu place de Dora foarte mult. Da, zi e ziua lui Emilian, totuși noi cântăm, am venit să-i cântăm lui. Eu tare te iubesc, te apreciez. Mă iubesc ca și... Am blocat-o, mai departe. Cred să mă nerviez, dar pași să mă întreagă. Da, bun, hai, gata, nu promit că nu zic nimic. Nu, tu ține microfonul și n-așa ține microfonul, mai jos, la ăla, da. A, aici, între, dar cu dăzita mai... Da. Ok. Eu vreau acum... Cum mulți vrei? Omagiatul a optat pentru o ținută casual, în schimb musafirii s-au întrecut la capitolul vestimentație. Emilian Crețu nu crede în cifrele din buletin. A pus bifă lângă toate scopurile pe care și le-a dorit, iar recent, din banii munciți, actorul și-a cumpărat prima casă. Am amânat acest eveniment de a procura propria casă, pentru că eu încă nu o vedeam. Deseori se întâmpla, zic, măi, parcă e ok, parcă nu e ok. Acum vreau să zic, bine, nu este gata, este doar parțial casa mea. Foarte mult timp am visat la ea, dar faza cea mai mare este o casă imensă. Nu te temi că ai să primești vreo colibă de la Dora?
Dacă în fiecare an tu faci schimbarea, deci părul albastru, părul alb, anul ăsta am decis eu să fac schimbarea și mi-am tăiat părul. Nu ți-a fost milă să-l tai? Nu. Cei din gașca lui Emilian nu își pot ține limba după dinți. Aceștia au scos la iveală toate secretele. Unii însă s-au limitat la câteva urări de bine în fața camerei. Tu prima dată în fața ochilor, sigur, nu arată cum arată azi, era foarte slab, părul lung, era... Deci, da, dar avea poftă de viață, avea ambiții și avea dorință foarte mare de a deveni, de a obține ceva în viața asta. Despre Emilian, el așa e o figură complexă, că lui ceea ce trebuie, cred că doar sănătate ca el și armonie și entuziasm și inspirație mereu, pentru că bănuiesc că nu e ușor lui Emilian de fiecare dată să fie și Dora și Ghena și Geta. Posibil să mă mai repet, dar pentru mine Emilian Crețu înseamnă în primul rând un om foarte bun, un om care dăruiește dragoste, ajutor, de oricare fel, necondiționat, neașteptând să-i s-o oferi înapoi. Și de asta probabil și are tot ce are. Spune-mi ce vrei să-i dorești lui Emilian Crețu. Împlinire, în primul rând, și în al doilea rând să-l felicit cu noua achiziție, să fie într-un ceas bun. Doar realizări frumoase pe viitor, pentru că el e în stare de așa ceva. Succes în tot ce face și eu îi sunt alături. Cât de des îți vedești cu Crețu, dar hai să nu-mi spui amu că nu vă certați, că eu știu adevărul. Ok, întrebarea ar trebui să răsune invers. Cât de des tu nu te ceri cu dânsul, adică la noi ce apă în continuu. El e omul care mănâncă creierul și îmi face zilele, nu știu, suri. Și tot și-l iubești. Cum să nu iubești? Adică... Și eu îl iubesc. Hai, Emilian, noi te iubim. Emilian, noi te iubim, repet. Hai. Emilian, noi te iubim. Emilian, dă-și faci. Hai, băi, serios, chiar filmați tătă. Avem șofer la ziua lui Emilian Crețu. N-am fost pe eu aici, așa că Emilian îmi dă un vin veritabil acasă. Apropo, este mai în vârstă decât mine, din 86. Eu nici nu eram în plan. E un vin licoros și mai, totuși, șoferul e șofer. Vă spunem pe cuvânt că muzica și distracția au fost primele în meniul petrecerii. I-am lăsat să-și facă de cap și am apăsat pe stop exact după ce au ars lumânările de pe tortul omagiatului. Mersi că ați venit la evenimentul meu și a Dorii. Vă iubesc pe fiecare, vă iubesc pe toți odată și, bineînțeles, iubesc toți oamenii care mă urmăresc, oamenii care mă apreciază. Voi sunteți Emilian Crețu. Gata! Mua! Sunt de ultimul scandal, dă ții gata, oameni buni, a ieșit din eveniment, dar bineînțeles să intrăm în cele mai stilate sau în cele mai proste inspirate ținute de la acest eveniment marca... Hai că nu mai zic numele ca ta promovai, drag doamne, parcă e buricul pământului, ei, masul pământului și ești, dragi telespectatori, haideți să vedem cele mai frumoase ținute de la eveniment. Așa. Hai play odată. Opa. Doamne, ia uitați-vă-l mai Cătălin de la 7 clasă. Uitați-vă tineriel, frumușel, dit noroc de dânsul, mai Cătălin, bravo. Ia ca tu ai fost cireașa de pe tort, ai făcut acolo atmosferă. Despre ținută, este o ținută casual. Nu te-ai dus la dita mai eveniment, eu nu știu, la o zi din natări, ți-o dat un leu, dacă nu ți-o dat, slava aceea, slava Domnului, vorba aceea. Mie îmi place foarte mult coafiura, dar trebuie un pic, dragul meu, fii atent la mâca, știi? Eu când eram mitic, avem părul așa în față și avem un tic, așa, parcă îmi pun gem. Trebuie un pic să tăiem din bretonul respectiv, ca să nu ne încurce, să nu vedem numai cu un ochi, dar să vedem lumea cu amândoi ochi. În rest, mie îmi place ținuta, îmi place chiar și acest colier, ce este acolo, o medalie, nu știu ce. Ei, vrei și el să ajungă departe. Bravo, mergem mai departe la următoarea... Dai. Vasil Coaf! Adriana! Dar și, dragă, ai lipsă de atenție sau și... Și s-o pus și Ien, ia uitați-vă postul. Dragi telespectatori și dragi doamni, fiți foarte atenți. Dacă vreți să lușiți și voi așa ca o jucărie de brad, vă îmbrăcați în această rochie. Hai să o coment. Dacă tot te-ai băgat în gura leului, adică a Dorii, poftim, ascultă critica. Deși coafiura cu inspirație chinezească două viețe, ori dacă îți fășeai machiaj alt față, mai înțelegem și cu cocul ăsta...
nearanjat? Sau din fugă aici zicând, hai mă duc și eu, Rochia, draga mea, uite, tu ești o lecțică mai slăbuță, ai 47 de chile, 6 sau 48 jumate. Dar în Rochia astea ai 475, mai ales în partea de jos. Dragii mei, dacă aveți un pic tazul, ligenașul, un piculeț mai lățit, nu luați Rochii din stofă din asta greoaie și încă cu sclinchiși deasupra. Vă pune mulți kilograme. Machiajul e frumoasă naturală. Nu te machiezi niciodată, Adriana, chiar dacă din când în când mafii mei mai trebuie. Merge mai departe. Nu-mi place. Merge mai departe. Eu serios, când mă văd într-o... Când îl văd într-o parte, eu chiar ușor mă umflă râsul. Dragul meu, Emilian, da? Hai să vedem și... O leacă ești închedicățăl, dar șerșiei ăștia, mă scuzați, dar măcar schimbă-i, măi, măcar pune-și tu și-a vas și mai știu că anii ceilalți, era blond, era galuboi, prin cap, în cap mă refer, oameni buni, nu? Hai, știu că am ușuric, începeți. Ținuta este o ținută simplă, mai trebuie să iau cămeșui, că totuși 32 de ani, o cămașă, o cravată, ceva, un costum de la domnul Surucianu, n-ai putut să împrumut neinspirat. Nu că e interesant, fake. Mergem mai departe, hai să mergem la următoarea vedetă. Așa, doamne, o băgat-o și pe sorsă. Dar cum, normal, trebuie să o scoată lumii. Dacă nu ne-am băgat noi pe noi în evenimente, atunci... Așa, Nina Crețu, cizmile astea frumoase, rochița așa. Îmi place foarte mult coafiura, draga mea, ceea ce este în plus... Lanțul ăsta de legat tuzic și pidic de la poartă nu merge, draga mea. Trebuie să-ți pui niște cercei mai finuți. Lăsăm lanțujile astea. Cizmele-s bune, rochia e foarte bună și te prinde. Coafiura te faci o lecuțică așa mai rebelă, mai distrăbălășiunii. Coafiura, dacă e crețul, na, crețul la propriu și la figurat, numai că păcat din părul ăla lung ca o coamă de iapă, coamă de alondră. Da, e normal. Toată lumea în țara asta se inspiră de la Dora Show. Un cuib în cap și ești la modă. Binișor, în afară de hlanțuji. Mergem mai departe. Ei, Nicoleta Cacheta. Ia la dânsă, măi, cât un buric de... Așa, ținuta. Deci costumul ăsta este super frumos. Ce nu-mi place mie, nu-mi place această maletă pe disub, draga mea. Trebuie să-ți lași ușor decolteul ăsta, să vadă o bucățică, să uit cameramanul și să se ridice microfonul. Și te-ai astupat, ești tânără, frumoasă. Trebuie să ții tu niște, un fel de sutieni feitelor amuia, nu știu, un fel de cleioancă și pralioate, mai scurt, lilichești pe sâni și mergi înainte. Încălțămintea total nepotrivită, geanta potrivită, coafiera potrivită, în afară din maletă. Voi vrei și neva o leacă să te sugrumi sau cum? Trebuie să pui un fular și două... Oh, doamne, încălțămintea, costumul superb, în afară de costum și geanta. Mergem mai departe. Așa, ia să vedem. Lencuța, ia-n aratul lui Dorica. Așa, de când a luat torta, tortișorul, cum se mai spune la noi, casual, ușor neglijé. Eu înțeleg că ai vrut să-ți faci o coafiură mai așa, mai aeriană, mai zburlie. Te reprezintă acest stil. Mi-aș fi dorit, dacă tot ai luat această baletă, ca să-i pui un accent. Trebuie să pui așa o broșă mare, Totuși, măi, haideți, că sunt, da, pantaloni superbi, aș fi optat pentru o altă încălțăminte, în rest, e binișor. Da, nu-i cum trebuie, bun cum este. Și bineînțeles că, dragii mei, în această săptămână frumoasă, până o să ne vii invitați, ni s-o uscat în gât, dar hai, las, aștept, ca să nu zic chiar să... Am vrut să servesc un pic de spuman de la partenerii noștri A Priori Wine, pentru că ne ești drag. Așa, dragii mei, haideți frumușel să gustăm cea. Dar și râzi matale, părinte. Ce-ai pățit? Haideți să gustăm cea mai gustoasă, cea mai frumoasă, cea mai aromată colivă by Dora Show. Colijoară, colijoară. Eu știu că Dora Show în fiecare săptămână dă câte o colivă. Eu în această seară de ziua mea de naștere, chiar dacă sunt prietenii mei, vreau să dau, nu coliva, dar ceva foarte gustos. Tu ești sigur că vrei și ei aici?
cum crezi? La cineva din voi merge? Dacă e ceva bun, da. Dar ce înseamnă pentru tine ceva bun? Nu. E cald! Fetelor, am o dilemă. Spuneți-mi, vă rog frumos, după miros, cam ce credeți că e aici? Tiramisu? Ce? E tiramisu, nu? Eu, da, dar vine apoi. Stai, eu asta. Dar m-am nu deschis. A, nu, e tort, că e cacao. Da. Miroase a cacao, a lapte de pasăre și a ceva. Deci un ceva dulce. Ceva dulce. Tort sau colivă? Colivă. Dar cum crezi? Pentru cine o să meargă în această zi? Tortul sau coliva ce aici? Eu cred că și una și alta merg la mine sau la Ulesia Sveclă. Nu, nu, nu. Voi v-am... Adriana Vasilcova să meargă. Bună seara! Salut! Mulțumesc și eu vreau să te întreb ceva. Nu filma mai cum eu! Dar nu filma, oprește camera. Romeo, poți să-mi faci loc, te rog? Mulțumesc! Mersi! Adriana, da? Uite, eu stau aici lângă tine, am pentru tine un cadou, dar nu de la Dora Show, pentru că Dora i-am dat liber de la Emilian Crețu. Cum crezi? De ce vedetele din Republica Moldova... Denis, lasă! Reacționează negativ când primesc o colivă. Eu cred că, în primul rând, n-au simțul umorului. Așa. Doi. Au unele complexe pe care nu le pot depăși. Așa. Trei. Și trei? Sunt orgolioși. Tu cum crezi? Ce este aici? Mulți au zis că este tort, după cum miroase. Eu cred că este tort pentru că eu am gustat din asta, este ciocolată, cacao. Ridic-te în picioare. Filmează-te, ridica până sus. Tu crezi că această rochiță frumoasă, sexy, din Mariana Mihailă te reprezintă? E nu de Mariana Mihailă. Dar de cine? E de mine. Cătălina Rusu? Nu. Dar de cine? Zinaida Julia? Eu mă simt foarte bine în ea. Ok, vreau... Vrei să-ți spun de ce m-am îmbrăcat așa? Cât kilograme ai tu? Serios, cât kilograme ai? Am 62 de kilograme. În rochia asta nu ai 62, dar ai 622 de kilograme. Nu deschide, eu mă tem. Eu nu vreau să ieși acolo. Ok, gata. 3. Tadam, tadam. Și. Ia ca asta, da. În sfârșit, este o Adriana spune, băi, când ați vii moment, primesc o colivă, ia cătă-o. Este pentru ținuta care este o ținută ok, poți să mergi cu ea oriunde, numai nu la ziua lui Emilian Crețu. Eu odată l-am auzit pe Emilian Crețu. Și des o spun, ține o secundă, te rog, ține o secundă. Des o zic, nu vreau să văd fiste rochii, aceste lănțășoare, de unde le scoateți? De unde le scoți tu? Asta e un... Te inspiri de la care vedetă din Republica Moldova? De la Mariana Mihailă, care s-a disparat pe mine până în ziua de azi. Ok, hai, Gusto. Eu îți mulțumesc tare mult. Hai. Plus cu afiura, scuză-mă, dar parcă ești bucătăreasa Valea din satul Hlista Nouă. E bună? Tare. Cine face mai gustoasă coliva, eu sau Dora? Tu. Mulțumesc. Gata, felicit. Da, lasă. Foarte bună. Chiar e interesant să văd cum ne-ar sta Nies și bărbat. Și Adrianușca. S-a plăcut coligioara, așa-i? Vorba și ea, unul la unul. I-ai dat-o... Dar și zgrăiesc eu cu morți când mort-o în jiet. Hai, treci încoace. Adriana, așa este aici, dragii mei. Vrem să vă dăm... Ai, așa este. Știu că vrei pe locul meu. Știu că vrei și ești tu, Dora Show. E tare faină tine. Da. Zile bună seara la oameni. Salut, bună seara, dragilor. Să poate spun așa picior. Dar cam tine, când te duci cu coliva în mână, nu prea ești primit. Dar aici cam așa, spui chior, chior. Mai ca la tine acasă, te-ai așezat și Dora, spune și... Oi, știi cum, viața te învață de tete. Așa. Și în acești 2 ani pe care i-am muncit alături de tine. Așa. Am învățat foarte mult, am învățat. Numai nu plângi, te rog eu, pune-ți-vă rog o vioară pe fundal. Că și așa un fel de lacrimi în obraz. Lacrimi și pumni în Adriana. Eu sunt prezentatoarea acestui show, bine? Ai, dragă! Poate să ieși din studio cumva. Dragii noștri telespectatori, cu siguranță pe Adriana o cunoașteți, nu doar de la Dora Show, ea este colega noastră din mai mulți ani. Ai fost la mai multe emisiuni. Da, Deșteptarea. Paparații. Dora Show. Și Dora Show. Vreau să vă zic, cu dureri în suflet, dar am și să fac, așa-i țara. Asta ne trezăm mâinii, poi mâinii, ca și eu numai eu în țara asta și cu...
și cu Iura. Adriana, colega noastră, care vă încânta cu cele mai bune reportaje, cele mai gustoase colijoare, astăzi spune la revedere, adio, Dora Show. Deși, fathăi. Știi, ideea că... Te-am obișnuit eu cu ceva, te-am ofensat. Ce s-a întâmplat? Dar de câte ori m-ai apucat, mă scuturai așa, dar din mine, eu și ines la tine să mă bați. Adriana, deși m-ați fi dus și tu mă lați, lasă, dă mai tare, dă mai tare. Trădătoare, tăte Adriana, eu rămân singură, lupt. Dați-mi niște apă, că... Ai să-i teatru de prost gust. Nu, nu, eu m-am făcut cu plâng, stai fără grijă. Hai, du-te! Unde te duci? Unii sunt noile tale terenuri de exploatat? Eu nu cred că pot să-ți spun acum multe, dar eu vreau să știi că tu ești printre primii oameni din viața mea care o să afle asta. Așa, aha. Printre primii oameni în care eu am încredere și care știu 100% că eu să ajung undeva foarte, foarte departe. Eu azi aș vrea să vorbesc un pic, nu despre tine, nu te supăra, da, eu știu că tu ești mare vedetă Dora Show. Da. Eu azi vreau un pic să vorbesc despre omul Emilian Crețu, la care am fost la eveniment. O fost de lui și omul de... care mi-a dat liva, de e fapt. E partenerul tău. E gata, știu. Ești gravidă de la dânsul. Rate burta. Istoria să ne fie. Hai, stai în burtică. Fetiță, băieț, doi gemini, tripleț, măgăreț. Wow. Hai să facem alt scenariu, asta de-am da, o fost scenariu cu gravidile. Păi iată, eu să-i spun foarte repede, pentru că eu am impresia că acolo în regie Ana îți spune, hai mai repede, hai scoate pe asta repede aici, să mergem la lucruri serioase. Vreau acum să vorbesc despre omul Emilian Crețu. Așa. Omul care a avut încredere în mine pe 3 martie 2016. 1 aprilie. Uh-huh. Aproape, înainte de a se lansa acest proiect. Eu... Înainte de a-l cunoaște, aveam despre el aceeași părere ca și tu, da? Adică mie îmi părea că el e un om foarte arogant, foarte alentat, da, nu știu mai cum. E Eric Șorpoasă, aha, mai departe. Este unul dintre cei mai minunați oameni pe care am reușit să-i cunosc în viața mea și pentru așa. Asta îți mulțumesc și ție, pentru că așa. Tu cumva mi-ai făcut cunoștință cu el. Aha, dar spune-mi, te rog frumos, și poți spui tu, mă, dar stă în bărbat, despre vedetele autohtone? Despre vedetele autohtone. Cum sunt ele? Dacă pentru un cuvânt le-ai caracteriza sau o frază. Spărăcioasă, foarte tare. Tu ești aia care le-ai cunoscut frișile, teme, tot. Vedetele spărăcioase, n-au simțul umorului absolut deloc. Așa. Unii dintre ei nici azi nu-mi dau bună ziua. Dar și unii dintre ei nu-ți dau bună ziua. Domnul Țopa, de exemplu, încă-i spărat. Domnul Țopa! Hai să-l copăi odată la urma urmei. Și ce-ți-o făcut copchila asta? Că-i la lucru și face meseria. Da, Mariana Mihailă, nu știu dacă i-a trecut supărare de când i-a dat colivă. O fost la emisiune, dar în fiecare zi îmi scrie, Dora, ești the best, hai să facem un concert despre lalelele mele. Las că am eu bujorul, eu nu-mi e erau moment când dădeam coliva chiar la telefon, adică nu găseam cumva artiști. Roxana este una din aceste. Da? Câte colivii ai dat? Ai făcut un calcul? Sau la matematică nota 5? În aproape 2 ani? Nimic tău. Sincer, nu știu, dar am impresia că totuși, dacă anul trecut, în retrospectivă, erau 50 de colive, eu cred că ajungem la 100. La 100, 100 de colijoare, foarte bine, îți mulțumesc tare mult. Unde ai să pleci mai departe? Tăți acum să-mi trebuie, ca tăți pe Instagram scrii și pe Facebook, unde te duci, Adriana? Eu nu plec... Pleci din țară? Nu. Pleci tu în Anglia și pe urmă în Paris? Nu? Bine, am înțeles. Unde pleci? Dar de ce să le pun? Am întrebat și eu cum ai plecat oamenii, s-au întors, s-au plecat, despre ce vorbim? Unii pleci? Eu... Pleci la alte televiziuni? Nu, categoric. Bag de seama cât... Sau te duci să te inspiri să scrii o carte despre Dora Show și invitații ei? Eu deja știu cum o să numească această carte. Vrei să-ți spun? Spune. Doremi și o să fie împărțit în două, Dora pe o parte și Emilian Crețu alta. Dar reșini. Păi, Dor și Emi într-o parte. Dar nu ești proastă, drag. Păi, că uitați, 2 ani de când o am aici, nu știam ce dă-mi găsa. Dragii mei, haideți, așa o avalanșă, nu te faci de aplauze pentru Adrianu și ca să mulțumim tare mult. Și bineînțeles, draga mea, să nu te duci cu mâna, uite, acest spuman frumos, ca să-mi discut cu, ai iubit, sau să-mi discut cu Emilian. Da. Recomandă-le oamenilor să citească și să citească cartea
Ro? Rosmarin? Pe care o scris-o? Eu? Dar de ce stai? Mi-am amintit, măi, să faci tu un ban, să ai și tu o vânzare mai mult. Da, vă rog, cumpărați cartea Rosmarin pentru că mor de foame. Iar vedeți, e ca adevărul adevărat. Acum așa, a pleacă un pic așa, așa. Bataie la Hristos, te duci. Ișit, ișit, ișit. Dragii mei, cu dureri în suflet, gata, încă pe una am glușit-o. Nu rămas cu mătăraia și dacă mai duci și asta, mă duc și eu la Vengria. Vreau să vă zic, dragii mei, ușor, frumos, atent, lent și lung, mergem la o publicitate scurtuță. Dar și mi-a glușit, așa de scurt vă place. Dragii mei, Doamne, ia că uitați-mă, măi, femei și adevărate. Le-am chemat special să-mi aduc aminte de șezătorile de altă dată, când îmi pletem la lână de oaie și de capră și de cap. E scurt, dar bun, e scurt, dar bun. Scurt, dar bun, dragii mei telespectatori. Bună seara încă o dată, o dă să vă ridic de aici, că Vasile mă vede pe la spate, așa-i Vasea? Dați vă fac cunoștință, știți? De obicei, deseori primesc pe pagina mea de Facebook, doamna Dora, când ai schimb și oameni din popor, oameni dintr-o bucată, sănătoasă, femei, voinișe, flămânde. Da. Bună, Vasea, ce faci tu, Vasea? E unul la spate, Vasea, dar și dăm gata, chic părul la pe femeie, știi? Dragi telespectatori, deci lasă să simt o atmosferă extraordinară în acest platou. Vreau să vă fac cunoștință cu un ansamblu frumos. Tocmai știți de unii, de departe, de pisimări și țări, troienii, din Băcioi. Și bineînțeles, doamne, de la Băcițele. Doamne, frumoasă, colegii mei de clasă. Țin minte că eram și ei mai zăludă. Eram cu doamna în prima bancă. Dar haideți frumușă să facem cunoștință, ca să nu găiesc numai eu, dar să vorbească și doamnele, totuși au un cuvânt de spus. Se mai fac acum așezători în ziua de astăzi? Vă cheamă la așezători sau nu? Noi avem pe parcurs un plan de a face o așezătoare cu doamna Maria în biblioteca satului. Așa. Participăm la toate evenimentele, cânci pascale, la biserică, la hramul satului, la ziua satului. Am înțeles. La 9 mai, toate sărbătorile nu se trebuie răbăcite. Susținut de primărie și, clar, toate sărbătorile care se organizează în sat. În sat. Bravo. Și am avut și noi un eveniment împreună cu doamne, de acolo le-am cunoscut. Dar atunci ne-ați provocat. Vasile, eu te-am provocat și amu, dar sunt femeile astea de față. Spuneți, da, spuneți dumneavoastră. Chiar am participat și la festivalul de la Vatra. Așa. După aceea, la 1 decembrie, am participat în România la Centenar. Wow! Dați, vă rog, niște aplauze din fundal. Centenarul, măi, bravo, mă bucură foarte mult. Spuneți-mi, de unde vă inspirați? De unde culegeți dumneavoastră aceste melodii frumoase? Din folclor, din la bunieli, sau le scrii vreun textier? Din bătrân. Eu am adus aici în ansamblu multe cântici care cântau prin 60. Cel mai vechi cântic pe care îl știți? Aici, da? Bădiță sărutul tău. Bădiță sărutul tău, am înțeles. La mine în sat se îmblu cu capra, la voi se îmblu cu capra. Noi am vrat la... La noi se îmblu cu capra, știți? Și la urători se dau colaș și, bineînțeles, că sunt la mine, vecini le fac, cornulețe, băiței din cuptor, foc, jăratic. Da. Și le-am provocat pe doamne și am mers eu împreună cu... Vasile, tu ai șic turnatul. Cu doamnele de la Băcioi am fost și am făcut cei mai gustoși, cei mai rumeni colaci și, bineînțeles, cornulețe și băiței, bai, băncițele. Țacă, Liză! Ia ca și înseamnă să n-ai bărbat la casă. Iau, și când Liza, i-a înghețat vocea. Uleu. Țacă, Liză!
În sfârșit, măi, iarna, așa-i frig, în sfârșit. Suntem în Băcioi la țaca Liza și le-am chemat pe băicițele. Când mai aici în sat este un cuptor din ăsta, așa cum era înainte la țară. Și așteptăm zviș cu mătrele și să facem cei mai gustoși. Băiței, ne-i place numai de unul, hai! La mândra cu mura dulcim de trei ori pe zâmaș dușim doar la șei și noi pe plac. Ești pe la poartă, mica lui! Domn Cădera, mai e domnule Băbă! Avem lăbcă! Care-i mândruță, ies la poartă, desculț, dar așa de, ia dă-mă tuțea cu așa la mine. Așa. Și cameramanul, bineînțeles, rămâne în frig. Hai, ceau. Hai, intră. Uf, ar trebui un bărbat să mă fie și ieși la, la tălchi. Da, și râsii mei, n-ați adevărul. Uf, doamne, uf, dar eu când aud așa mă pierd și eu. Și eu n-am dușin să-mi ofre și hai, gata. Doamne, femeile astea mă adică, să mă întreacă azi. Spuneți-mi, vă rog, cum vă cheamă? Maria. Maria, jos. Jos, pălăria. Hai. La, la călduț. Uf, unați-vă cum îi atre. Și faci focul. Și, și fac focul cu lemne. Cu lemne, e bun, dar l-ați aprins? Da, păi deamă, el mai trece deamă. Dar păi venim noi, dar păi stroienile mari, sanii ai nu-i, cierbii nu-s. Gata, hai, la lucru. Bravo. Ia uitați-vă, măi, ia uitați-vă. Din păcate, aceste chestii o să, de grabă o să fie antiquariat. O să fie ca dispariți, aceste tăvăli frumoase. Uha! Hai, la frige! Liza, spuneți-mi, vă rog, tare mult, la Băcioi, desă ori să faci focul în vatră? Care și cum? Amuia, vătrele le-au mai scos, cutioarele le-au mai scos și lumea nu preface. Cum e mai bună pâinea? Din vatră sau de la magazin? Gospodinile din ziua de azi, știți cu dânsele? Sigur că e mai bună în cuptiori. Dar deși ele nu fac focul în cuptiori? Păi, dacă au stricat cutioarele, că de aia s-au luat după moda, e ca eu nu l-am stricat. Zi, bădiță, zi, mai zi, la, 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 la. Vino bade sferile, nu-ți uita cărările, măi bădiță. Nu-ți uita cărările și nici sărutările, vino măi bădiță. Nu începi deodată a face. Dar nu că... Până păi simt. Așa că și cam tot totuna. Spuneți-mi, vă rog, bărbații lui dumneavoastră, cu și se ocupă, și facă, ia veți, nu ia veți, zici, sănătoși. Lucrează bărbații, taie lemne, curăță omătul pe o gradă, e stare ocupații. De exemplu, Anieu, și recunosc, și nu numai Anieu, dar o mare parte dintre înși lucrează cu bâlba mult. Li place, aveți și voi de ăștia pe, pe aici, pe la Băcioi? Ei, numai unul. Numai unul, cum îl cheamă? Da. L-o chemat. Să-i și de ghine, dar... Mi-e drag mie vara, la 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 la, ciobanii cu fluiera, la 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 la. Ce mi-e drag mie vara. Dora, vreau să-ți dedic o cântare. Hai, dar e important și în ghine. De ghine, ca să-ți placă. Ia să auzim noi cântarea pentru Dora. Fadorică, unde duci cu gheaghea Vania? În rochiță și-n papuși și da sedania. Oi, op, op, și așa, nu te da, nu te lăsa, nu te da, nu te lăsa, cu gheaghea Vania. Acum, dar nu supra, deasupra unde? Aici deasupra. Băiței, facem cu vișină sau cu trandafir sau cu halva sau și facem? Facem cu vișină. Cu vișină. Nu, cu brânză, nu, cu brânză. Cu vișină. Ia ca ce să iei. Să nu creadă lumea că eu zbun numai de hămăit. Vreau să vă zic că eu zbun și la bătut ouăle. Că trebuie de unsă, colaj și băiți. Toate ouălele bat. Și? Toate ouălele bat. Care închică în pe mână. Și alea le bat. Fietelor, ca să luăm un pahar de gin, să crească pânica. Ca la moldoveni. Ca la moldoveni, da. Și de prima? Așa care toarnă. Prima e bună. Și gândești ca să iau jumătate pahar? Să iau un pahar întreg. Să iau două, că femeie e numai. Așa e, așa e. Hei, hai, sunt sănătoasă.
toate împreună și de Doamne să prinească și să sănătoasă să mai faci și să te lidie astea. E, of, aici să rog să scrii după Țeacă Marie, după Matale scrii pe asta. Hai mai tu filmați atât. Salutări de peste hotare la copilașii noștri în Modena, în Canada, în Italia, pe toate locul, pe toate continentele. Au fost Dora! Au, unde ești? Da, unde ești? Te ascund! E ca să aici, o leacă... Ce faci? Da, și fac, ca gospodinile. O leacă pe Instagram, să văd dacă ne-a mai dat vreun follow cineva. Ca așa-i gospodinile din ziua de azi. Stau pe cuptoraș, Doamne, cât plășei. Dacă ar mai ieși și badea cu olea, sau badea vasea, asta ar și bine. Mai aveți mult de lucru? Hai la mine, dar mai burtica vrea acolo, șelul. Dacă mai asta e viață, un cuptoraș șerbinte, un coleșel, un băițel, tinerel, cu jisul înăuntru. Hai, gata! Eu te-aș dau, muș, mai... Lasă-mă să mă odihnesc. Cel și mi-ai orez ia pe am, dar nu mă duc. Ia că uitați-vă Țaca, Liza și Ari e în casă. Of, ați dansat la bară vreodată? La bară, nu. La bară? Da. La pși pe trupă să mă sui. Priniți, urători! Prinim Poftim? Aho, aho, copii și frați, stați puțin și numărat și cuvântul neascultat. Mâine anul se înnoiește, plugușorul se pornește și începem a ura pe la casa colinda. Iarna-i grea, omătui mare, semne bune anoare, semne bune de vânsu. Trageți roata de tupă și mânați din zurgăle și strigați odată. Hey! 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 Bine ai venit să crești mare. Coleșeii noștri să coc în cuptoraș, azi servim câte o bucățică de plăcintă, câte o sărmăluță. Și câte un pahar de vin. Pahar de vin ca la moldoveni. Dulce vinul, dulce vinul, dar mai dulce-i dora mea. Hai, ne vedem în studio, gata! Dulce vinul, dar mai dulce-i dora mea. Așa, dragi telespectatori, eu distrup această sticlă de spumant la partenerii noștri A Priori Wine, special pentru toate tradițiile noastre, care din păcate ușor le uităm, ușor le lălăim. Spuneți-mi, doamna Tamara, spuneți-mi dumneavoastră, în Băcioi, se păstrează tradițiile de altă dată, de la bunica, de la străbunica? Se păstrează, dar cu regret am... Uleu! Puțin. N-au ușit pe nimeni? Eu pot spune o tradiție care din vechim, când eram eu micuță de 8-9 ani și ori. Așa. Am fost 5 surori la mama și 2 frați, dintre care 2 surori erau mai mari și fratele de-a mea frăcău. Și în ziua de ajunul de Sfântul Vasile, mama cocea colaci, pâine, învârtită și prăjitei. Dar mai mult colaci, știe că are 2 fete mari și a să vie colindătorii. Și seara, în ajunul de Sfântul Vasile, la ferestre auzăm cum colindau flăcăi. Vineau flăcăi, vineau bujori. Da, vineau prietenii, dar cum spuneau înainte, bomnicii. Da, așa spunea înainte. Și vineau băiete și urau cu un plug mare, parcă văd, eu eram mic și parcă văd, fereastru mă uitam. Parcă-i văd Samu vorba da, așa. Da. Și urau, după ce urau, mama spune lui una din fiși, du-te tu și ai să iei, ai spui colac cu un plug, dar ai furt și un busuioc. Dar bucătica așa e de busuioc, ai să o pui sub țara, sub piernă și ai să... Și ai să-l gisez. Și l-aș gisat, într-adevăr. L-aș gisat, dar cum? S-o mărtați cu dânsul. Bine, da. Două secunde, nu stăm chiar așa ca... Haideți ușor să ciocnim din acest pahar, să dorim un an nou fericit la toată lumea. Spuneți-mi, vă rog, dacă este în Băcioi vreo tradiție care deja nu se mai face, sau nu știu, ca dumneavoastră, dacă puteți să-mi spuneți. Vreo tradiție, ceva... O urătură, o
În ajun de Sfântul Vasile veneau copiii cu, chiar și acum sunt copii care vin cu plugjorul, cu ață legat, cu lentă roșie legat, da. Și cu buzuioc în vârful plugjorului. Aha. Și vin și colindă, noi facem culășei, dăm tradiția. Că v-ați spus că e la cuptor. Așa, corect. Ținem tradiția. Și când vin copiii cu trimitim, eu am nepoțică. Trimit nepoțica și eu un fir de busuioc ca să-și speli capul. Capul spune că îi merge bine tot anul. Spuneți-mi, vă rog, pentru noi suntem foarte urmăriți de diasporă. Aveți copii plecați peste hotare și unde? Avem. Avem. Unde? Avem. La Italia. Așa, unde anume? În Modena. Modena, ciao ragazzi, come stai? Uno da. Buono anno, nuovo anno. Sănătate la dânsii, mult sănătate. Mult Rio sănătate, de Garda, Modena. Super, dumneavoastră unde aveți? Canada, Italia. Oh, dar eu vă unii în Canada. Cornwall. Acolo n-am ajuns. Dumneavoastră aveți? Canada, Montreal. Canada, am fost. Italia, Pavia, Italia. Olanda, Rotterdam. Aici. Riva de Garda. Așa, aici. Italia. Italia. La Londra, nepoțică. Aici. Canada. Ia că uitați-vă mai, avem 8 nouă invitați și cu mine 10. Toți avem copii peste hotare. Da. Și o să se întâmple cu pieți cuiți de pământ peste 5 ani. No, și nu o să ne vorba așa, o să ne îngroape la urma urmii. Dar să ne mănânci și șoroi. O să duc și șoroi, stați-vă de grijă. O să rămâi numai parlamentari. O să duc și șoroi. Dragii mei telespectatori, din păcate, într-adevăr, cum au spus și doamnele, țara noastră ușor o să fie pe cale de dispariție. Și nepoților noștri, ca eu și ei, prin Anglia, Africa, o zic, o fost cândva la apus de soare o țară mare. În sărășii. Și bineînțeles, băncițele, în aplauzele lui Singură și al lui Neagu tot, bineînțeles că o să ne o urătură din asta așa, din cum ar spune Dora, din matcă, din rărui. Haideți frumos să ne ridicăm aici. Așa. Suntem gata pentru urătură? 3, 2, 1 și... Aho, aho, plin de eco, am venit la Dora Show, am venit să o colindăm și un an nou să-i urăm. Un an bun și plin de toate, cu vedetele zilate, care știu ca să se îmbrace mereu la patru aci, iar de nu s-o îmbrăca, Dora colibul i-or da, cel vor băga. Mânați-mi! Pentru Dora, curătura, să-și țină mereu figura și să-i țină și cu apura. Să fie mereu gătită, stilată, poate o fi și măritată? La mulți ani, cu sănătate, să nu te doară în spate, doar cu buzele boite și cu bârfele trăsnite, dzunguri grei și clopoței, i-am strigat fetilor! Mulțumim tare mult! Alături de noi a fost, bineînțeles, doamnele din Băcioi, Băcițele. Un an nou fericit și ne vedem sâmbătă la ora 8! Ciao! A priori wine. Pentru că ne ești drag.